Numele lui Marius Bonescu este înscris cu majuscule în pictura românească, optând încă de la prima expoziție personală pentru impresionism și nu de puține ori prin culoare atinge game ale expresionismului. Petrecându-și copilăria și adolescența la Caracal și Craiova, orășele unde viața urbană se împletea cu cea rurală, Marius Bonescu a rămas permanent îndrăgostit de natură. În peisajele rurale, cerul și pământul sunt surprinse într-un moment de repaus, totul fiind într-o deplină armonie și stabilitate de forme. Chiar și la marine, cele trei elemente, apă, cer, pământ, sunt înfățișate într-un moment static de echilibru. Nu se arată preocupat de jocul valurilor, ci de armonia culorilor, justapusă dificilei probleme a luminii și a oglindirii ei pe suprafața apei. Observăm că nu l-au atras locurile pline de agitație umană, spectaculoase. A preferat acele locuri unde natura este umilă, discretă și cu minte, după cum remarca Nicolae Tonița. Lucrările sale nu exaltă efuziunile lirice ale artistului. El urmărește să insufle privitorului dorința de a contempla pe îndelete toate părțile componente ale imaginii. A cutreierat țara, a revenit frecvent pe țărmurile tomitane, a făcut multe călătorii peste hotare, din pitorescul Balcic și seducătoarea Veneție, până la fiordurile nordice, ajungând dincolo de polul nord, subjugat de noutatea peisajului. Efectele voiajului nordic își pun pecetea pe creația artistului, de acum încolo albastru siniliu, rămânând culoarea și gama sa dominantă. Peisajele degajă un aer de solitudine, fără a fi apăsător. Sobrietatea structurii, articulată clar, este susținută de severitatea regimului cromatic, apropiindu-se de expresionismul german familiar artistului din anii de formare la Academia Regală de Bele Arte din München. Dar niciunul din meleagurile pe care le-a vizitat și a căror imagine a transpus-o pe pânză nu i-a oferit atâta delectare ca Bucureștiul. Seria bucureșteană ne arată izbânda pictorului în fixarea motivului ales, atmosfera, momentul de lumină și sentimentul care l-a animat la vederea lui. Motivul străzii aglomerate de mari construcții este vigoros redat în lucrarea Scara Teatrului Național, ce degajă un sentiment al singurătății hrănit de tristețile noastre urbane. Unii critici afirmă existența unor similitudini cu arta lui Maurice Utrillo, mai cu seamă în modul de a reda copacii și zidurile unui peisaj urban. Artistul se ferește să prinde motivele bucureștene sub razele strălucitoare ale soarelui, preferând lumina stinsă a murgului sau a iernii. În ierni, Marius Bonescu probează o viziune aparte, realizată într-o materie plină, vibrantă. Tabloul Iarna ne impresionează prin știința echilibrării elementelor și luminozitatea supranaturală, ce transfigurează o neasemuită măreție într-o existență efemeră. Creația lui Marius Bonescu nu se rezumă numai la peisaje. A pictat cu virtuozitate portrete, flori, naturi statice. În general, portretele sunt făcute pentru cei apropiați și astfel reușește să-l surprindă cu mai multă acuitate starea psihologică a modelelor, înfățișate în naturalețea lor autentică, fără a atinge coarda vreunui sentimentalism duios. Copilul cu căluțul bălan este fiul său, Magda, soția, căluțul alb devenind un motiv pictural folosit în flori și naturi statice. Pentru Marius Bonescu, naturile statice se constituie în studii cromatice de mare valoare artistică, în care arată din plin virtuțile coloristice în tonuri expresive, pusă cu multă siguranță prin folosirea unei pensulații impetuoase. În naturi statice caută să exprime spontaneitatea îndrăgostitului de natură, pe care dorește să o reprezinte reală, cu o excepțională obiectivitate. Vârsta nonagenară nu l-a împiedicat să picteze, cum nu l-a împiedicat să picteze treburile obștești și apoi sănătatea, tulburată de trei atacuri de cord severe. L-au ținut o perioadă departe de șevalet,
revenind cu noi viziuni și trăiri artistice. Într-un interviu publicat în anul 1966, mărturisea nostalgic și poetic: m-am rupt din iarna vârstei mele, legănând un pas în ritmul primăverii voastre, a tinerilor. Moare în primăvara anului 1971, an în care Muzeul de Artă din Craiova deschide expoziția omagială Marius Bunescu, Petre Oprea publică monografia Marius Bunescu și Uniunea Artiștilor Plastici organizează la Galeriile de Artă Simeza expoziția retrospectivă dedicată aniversării a 90 de ani de la nașterea lui Marius Bunescu, în primăvara anului 1881, la Caracal. Creația lui Marius Bunescu a încununat începuturile artistice, premonitoriu caracterizate de Nicolae Tonița. Succesul acesta, aproape unic în viața noastră artistică din ultimii ani, se datorește nu cine știe căror împrejurări excepționale, ci chipzuinței, bunului simț și cumpătării artistului însuși, care a înțeles din timp că arta nu este un sport la modă, ori o întreprindere comercială sigură, ci mijlocul de afirmare cel mai categoric al unei personalități creatoare.